Majoritatea oamenilor de la bloc și nu v-ați fi dus la vecinii dumneavoastră să le cereți acordul? Nu m-am dus la vecinii. Nu, dar v-ați fi dus? Exact. M-aș fi dus dacă trebuia, normal, pentru că oricum dacă un cățel face... Și dacă, și dacă vecinul refuză, pentru că există posibilitatea asta de vreme ce oamenii sunt atât de învrăjbiți din tot felul da, de motive. Mă gândesc unii totuși, stau mai rău cu nervii. Că nu poate să refuze la un animăluț, cum ziceți dumneavoastră, dar un pechinez. Dar nu refuză animaluțul, că îi refuză vecinul da, care se hărtuiește de zile. Ăsta este un animal de companie. Deci un animal de companie, eu consider că este un animal mic, nu un dita mai câine, cum zicea domnul viceprimar, un dita mai se câine, mai care este mare, care are botniță și așa mai departe. Într-adevăr, acela trebuie cerut acordul vecinilor, pentru că ăla este un animal care trebuie scos de safari, este un animal la care trebuie să-i pui botniță, este un animal de care trebuie să ai grijă, pentru că și nu era mai nevoile animalului să nuanțați alte... exact, adică rasele periculoase, la se întâmplă asta, rasele micuțe, finuțe, ce mai știu eu pe acolo, am enunțat la rasele periculoase, da. Că la scoaterea la plimbare trebuie să aibă botniță și lesă. Deci da, asta este o lege oricum. Deci este asta o lege, s-a specificat. Este o chestiune, nu... Dar întrebarea mea este, dar dacă vecinii nu dau acordul, ce faci cu animalul care... de care s-au legat copiii, de care te-ai atașat o viață, îl scoți în drum, îl duci la hinghieri, îl dai la țară. Doamna Bosbeci, atâta timp când nu există probleme cu animalul respectiv în casă, vorbesc de animale de companie. Eu bănuiesc că nici vecinii ăia n-o să fie așa de răi să spună nu, din moment ce nu au păi avut probleme până acum. Dacă o reclamă dar trebuie... pe femeie că trage apa noaptea, cer scuze și nu poate dormi, vă dați seama acum... că... Dacă vreți să discutăm de femeia care trage apa noaptea, discutăm despre ea, da? Am venit să discutăm despre ei. Poate este un caz unic. E un caz unic, oamenii nu se înțeleg între ei. Asta e lumea în care trăim și trebuie să acceptăm asta. Și e complicat să te duci la un om cu care te războiești de nu știu câte vreme, că n-am întâlnit un caz, am întâlnit multe cazuri, să știți. E complicat să te duci să-i ceri acordul, pentru că abia așteaptă să-ți spună nu. Am întâlnit știți? Multe cazuri, într-adevăr. Ce se întâmplă. Toți am întâlnit multe cazuri. Da, oamenii trebuie să trăiască în bună vecinitate unul cu celălalt. Păi trebuie, este o regulă trebuie, nescrisă, dacă vreți întâmplă. Să-i spunem așa. Deci trebuie trăit în bună vecinitate și în bună... Da, avem un telefon în bună să... Da. Nu rețin, avem o regulă că de la și 10 dăm drumul telefonul. N-am apucat noi să lămurim care e chestiunea. Din câte înțeleg de la regie e domnul doctor Tretiu. Bună seara! Sărut mâinile! Bună seara, domnule Tretiu! Aveți o întrebare? Vreau să intru în direct cu două întrebări. Văd că dumneavoastră discutați numai despre câini, dar animale de companie sunt și pisici. Sunt și pisici, câini și pisici, îmi cer scuze. Da, cele două sunt reglementate. Văd că toate argumentele pe care domnul viceprimar le aduce sunt pentru câini. O pisică nu are nicio treabă cu curățitul, cu lopățica, cu celălalt. Ea stă în apartamentul ei frumos, își vede de treaba ei și nu deranjează pe nimeni. Cred că acest regulament care l-ați spus a fost făcut puțin cam fără cap. Fără ca să se studieze exact situația. Și în același timp de oameni care nu iubesc animalele. Odată. În al doilea rând, sunt o serie de probleme care ar trebui stipulate și care nu cred că sunt cuprinse în regulament privind numărul de animale care le deține o persoană. Spuneați de două animale. Dar dacă, de exemplu, are un animal de companie, o pisică, are un canar, are un, să zicem, un acvariu cu pești, acolo sunt foarte mulți pești. Ce faceți? Să-l amendați, domnule viceprimar? Da. Asta este singura întrebare? Mai sunt și altele. Deocamdată, dacă puteți să-mi răspundeți la astea... Pot să vă răspund sigur, că da, imediat o să vă răspund. Exact, numai o secundă, să continuu și după aceea închid. Aș vrea să știm ce facem cu animalele pe care le deținem, uneori de 10 ani, de 8 ani, le eutanasiem. Doamne ferește. Păi, dumneavoastră așa ne impuneți. Doamne ferește. Ne impuneți și atunci dumneavoastră trebuia să vă gândiți și la legea protecției animalelor. Adică cei care îngrijesc animalele, dați-le în cap.
Iar cei care nu iubesc animalele să jubileze, ca să poată lovi câinii pe stradă, să poată lovi și otrăvi animalele. Da. Asta e părerea mea sinceră. Mulțumim, domnule doctor. Și eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. O seară plăcută. Da. Vreau să răspund domnului doctor că a fost un pic aspru în aprecierile la adresa Consiliului Local. A fost elegant este, unde este, vă rog să mă lăsați. Vă las, să știți că am auzit și un mai pic, și. Un pic aspru la adresa unui Consiliu Local format din 21 de membri, care n-a hotărât nici George Avram, nici primarul Ovidiu Creț, au hotărât cei 21 de consilieri pe care tot dumnealor le-au trimis în Consiliul Local, nu i-am trimis eu personal. Referitor, nu știu dacă domnul doctor, cu scuze de rigoare, nu știu dacă a citit acest regulament, dar în acest regulament prevede inclusiv acea reglementare. A fost publicată pe site-ul primăriei de o lună de zile. Ok, e bine să precizăm. Deci a fost publicată pe site-ul primăriei de o lună de zile și a stat publicată deci acolo. Deci poate fi citit în continuare deci, sigur și că cu da. Exact. Numărul de animale local în acest regulament este limitat la 2 animale de companie. Deci poți să ai în apartament 2 câini, dar dacă ai 2 câini, îți trebuie și acolo, dacă sunt 2 câini mari, să nu creeze alte probleme vecinilor, că abia în momentul în care creează alte probleme vecinilor, atunci apare disconfortul respectiv, că omul vine cu reclamația și atunci va trebui... întreba și acvariu și canar și nu intră în această categorie. Numai pisicile și am mai făcut o precizare, domnul doctor, spunând că noi nu suntem iubitori de animale. Vreau, nu știu ce m-am întrebat. Eu vreau să mă declar un iubitor de animale. Eu viu de la țară, m-am născut la țară, am trăit între animale de toate categoriile, de la cele mici până la cele mari. Doi, dacă n-am fi iubitori de animale, și mă refer la mine personal acum, n-am fi demarat și să stau să facem acela de post pentru 150 de adăposturi pentru câini. Deci un adăpost mare cu 150 de cuști pentru câini, care în maximul unele zile poate fi intrat în, poate fi deschis câinilor pe care îi colectăm din pe stradă, nu să-i eutanasiem, cum spunea domnul doctor. Nici pe cetățenii din municipiul Bistrița nu-i trimitem cu aceste animale care le sunt dragi și față de care s-au atașat, nu-i trimitem la eutanasiere, nu am făcut așa ceva și nu scrie nicăieri în acest regulament că oamenii trebuie să-și ducă... Dar sunt prevăzute amenzi, domnule viceprimar. Păi, sunt prevăzute amenzi acolo amenzi unde se impun. Păi, atâta vreme cât e lege, nu-i lege, e hotărâre cazul nostru de Consiliu Local, nu-i tocmeală, nu? Păi, nu-i tocmeală, dar în momentul... Deci, haideți să dezvoltăm subiectul atunci. Ce riscă omul care ține cățeluș, cățel, că așa e, în apartament și nu are acordul vecinului de vis-a-vis, de deasupra, de lângă el sau mai știu eu, cu înscris, deci, cum doamna, precizează este la articolul 11. Doamna, la 11, da. Doamna Vozbici. Puneți problema un pic cam dură. Deci nu este atât de dură problema pe cât o puneți dumneavoastră sau cât vreți să nu, dar s-o transformați. Încerc și eu să înțeleg ce se întâmplă. În momentul în care este o hotărâre de Consiliul Local, trebuie ca toată lumea să țină cont de ceea ce a dorit acel Consiliul Local să reiasă din acea hotărâre de Consiliu. Noi știm ce am dorit să reiasă și am încercat să revedem în acest... Putem discuta și despre ce intenție ați avut când... Intențiile, sigur, sunt bune. Spun că putem discuta pentru că avem un telefon și să nu lăsăm pe doamna să aștepte de asta. Doamna Elena, bună seara. Da, bună seara. Bună. Aș avea și eu o întrebare. Vă rog. Nu prea se leagă de câinii de companie, dar de câinii de curte, de câinii care îi ține la proprietar la casă, care îi lasă liberi, îi închis terenul pe două laturi și restul liberi. Câinii din de Caucaz, câini mari. Caucazieni. Da, câini mari, periculoși, vreo 5-6. Aceia au dreptul să-i lăsă liberi. De exemplu, în pădure, pe terenul oamenilor, să nu putem ieși la grădina noastră, să nu putem ajunge la cabana noastră, din cauza unor câini, numai de câinii de companie. Este și cum. Aș vrea și eu un răspuns. Da, că da. Am făcut